Salut! Numele meu e monoxid de carbon. Mi se mai zice CO. Nu mă puteți vedea, auzi și nici nu-mi simțiți prezența. Dar credeți-mă, v-ar fi plăcut să puteți face asta, pentru că sunt foarte periculos. 35% dintre voi sunteți de părere că îmi puteți simți mirosul. Nu vi se pare mult? Credeți-mă, prea mulți dintre voi vă înșelați. Doar un detector de monoxid de carbon mă poate detecta. Când acesta sună, e cazul să deschideți larg ferestrele, să părăsiți încăperea și să sunați la ambulanță și pompieri. Dar nu prea am de ce să mă îngrijorez, pentru că 50% dintre voi nici măcar nu aveți un detector de monoxid de carbon în locuințe. O clipă, ce e asta? Eram convins că în această locuință nu există un detector! Nu! Dispozitivele care ne expun pericolului de intoxicare cu CO sunt cazane pe lemne, cărbune, peleți, combustibil lichid, centrale pe gaz, sobe sau aragazuri pe gaz sau GPL, instanturi de apă caldă menajeră pe gaz sau GPL, dispozitive alimentate cu combustibil amplasate în curte sau garaj, șemineuri și termoșemineuri pe lemn, cărbune sau peleți. Monoxidul de carbon nu poate fi detectat de oameni. Detectoarele de CO sunt de ajutor în acest sens. Asigurați-vă că aveți un astfel de dispozitiv în locuințe. Mai multă siguranță acasă. Instalați detectorul de CO în locuința dumneavoastră.